Bună, sunt Oana. Astăzi vreau să-ți arăt cât de ușor poți prepara acasă o prăjitură atât de îndrăgită de toți copiii, prăjitura felie de lapte. Are un blat pufos de cacao și o cremă delicioasă cu gust intens de lapte. Mai întâi prepar blatul de pandișpan și o să separ gălbenușurile de albușuri. Cel mai bine ar fi ca ouăle să fie la temperatura camerei, ca să se mixeze mai bine. Mixez gălbenușurile cu zahărul și o să-l adaug treptat. După cum vedeți, am obținut o cremă pufoasă și deschisă la culoare și ca să verificăm dacă s-a topit zahărul, putem să verificăm între degete dacă se mai simt granulele de zahăr. O să mai mixez puțin. Adaug uleiul și o să-l pun puțin câte puțin. Urmează laptele. Amestec acum făina cu cacaoa și praful de copt și o să le trec printr-o sită. Cel mai bine este să treceți prin sită ingredientele uscate când faceți o prăjitură, ca să nu rămână cocoloașe, după cum vedeți, și să se aereze mai bine. Și amestec totul cu o spatulă. Albușurile le bat cu un praf de sare și le mixez până obțin o bezea. Adaug bezeaua treptat peste compoziția de pandișpan. Bezeaua trebuie încorporată ușor, cu mișcări lente, de jos în sus, iar aluatul o să devină pufos și aerat. Și torn aluatul în tava de aragaz, pe care am tapetat-o cu hârtie de copt. Îl întind bine în toată tava. O să iasă un blat subțire, ca de ruladă. Și o pun la cuptor la 180 de grade, 10 minute, nu mai mult. Blatul este gata, îl las să se răcească și mă apuc de cremă. Mai întâi pun gelatina în apă rece ca să se hidrateze și amestec puțin. Am nevoie de o crăticioară cu fund dublu și amestec zahărul cu amidonul, amestec cu untel și adaug laptele puțin câte puțin. Și o pun pe foc și acum amestec în continuu până crema se îngroașă. Lăsați focul mediu. Cam așa trebuie să arate, este ca o smântână mai groasă și o las puțin să se răcească. O las cam 5 minute și apoi o să pun gelatina. Pun gelatina în crema de lapte, care încă este caldă, și o amestec până se topește. Și o răstorn într-un castron și pun o folie de plastic deasupra ca să nu se formeze crustă și o las să se răcească. Bat smântâna pentru frișcă. Neapărat trebuie să fie rece din frigider ca să se bată mai bine. Adaug mascarpone, puțin câte puțin, și îl încorporez cu mixerul. La fel și mascarpone trebuie să fie tot rece din frigider. Și adaug crema de lapte, care s-a și răcit. Și adaug o linguriță de extract de vanilie. Dacă nu aveți extract natural, puteți să puneți două lingurițe de esență de vanilie. Blatul s-a răcit și îl tai în două. Și acum am nevoie de o tavă mai mică, dreptunghiulară, cam de 20 x 30 cm.
în care o să pun primul blat, răstorn crema. Trebuie să punem prăjitura la frigider cam 2-3 ore ca să se întărească crema. O nivelez și pun deasupra al doilea blat. Îl presez ușor și acum la frigider 2-3 ore. Prăjitura s-a întărit și o să-i scot cu grijă folia. O să-i tai și marginile ca să arate mai bine și apoi o să o feliez. Arată ca o mare felie de lapte. O să facem felii mai mici. Arată foarte bine prăjitura. Vreau să o și gust. Blatul este pufos și crema este foarte aerată. E foarte bună. Vă promit că nu o să rămână mult pe platou prăjitura asta. Nu uitați să vă abonați! O zi bună!